Mamele din Botoșani au făcut scut pentru spitalul de pediatrie. Trei tinere mămici din municipiul Botoșani au inițiat, prin intermediul asociației Zi de Bine, coordonată de Melania Medeleanu, o campanie de strângere de fonduri pentru achiziționarea de materiale de protecție pentru cadrele medicale de la secția de pediatrie. Cu gândul la copiii botoșanilor care au nevoie de spitalizare sau îngrijiri medicale, dar și la cadrele medicale de la pediatrie, Roxana Anițoiu, Ana Martin și Violeta Achiței au decis să se implice și să aducă la unitatea spitalicească materialele de protecție de care este multă nevoie. În ultimii ani, hazardul a făcut să aud, să cunosc, să interacționez sau pur și simplu să urmăresc oameni minunați care s-au născut să fie voluntari și care nu obosesc niciodată în a face lucruri admirabile. Unul dintre aceștia este Melania Medeleanu. Tocmai de aceea, eu împreună cu două prietene, mame și ele, ne-am hotărât să o abordăm și să o rugăm să ne creeze o platformă de donații. La momentul acesta, tot ceea ce trebuie să facem este să punem umăr lângă umăr și să facem scut pentru spitalul de copii Botoșani. Am tot primit zilele acestea întrebarea de ce. De ce mă implic în activități de genul acesta? Răspunsul este foarte simplu. Dacă nu noi, atunci cine? Mereu așteptăm să se implice alții pentru noi. Împreună cu două din prietenele mele și Asociația Zi de Bine, am reușit să creăm o platformă cu ajutorul căreia sperăm să strângem fonduri pentru a cumpăra echipamentele necesare pentru spitalul de copii Botoșani. Tinerele mămici au cerut de la spital o listă cu echipamentele și materialele de care este nevoie pentru a proteja cadrele medicale și, bineînțeles, pe micii pacienți. Este vorba despre 7.000 de bucăți de combinezoane impermeabile, 18.000 de bucăți de măști de unică folosință, 1.700 de măști cu filtru N95 FFP2, 700 ochelari de protecție, 650 bucăți de viziere, 17.000 de halate de unică folosință și 21.000 de bucăți de mănuși de unică folosință. Avem o listă de necesar pentru spital, e oficială. Avem confirmarea celor de la Asociația Zi de Bine că ne vor ajuta să achiziționăm echipamentele acestea, au deja furnizori pentru ele. Avem o parte din bani strânși deja. Strângerea de fonduri este făcută la vedere pe platforma online zidebine.galantom.ro, apăsând mai apoi pe linkul Scut pentru spitalul meu, Spitalul de Copii Botoșani. Astfel că oricine poate urmări în timp real suma de bani strânsă și chiar donatorii. Ca să nu fie nicio discuție sau urmă de suspiciune, banii vor fi colectați prin Asociația Zi de Bine, unde Melania este coordonator. Ea are o reputație impecabilă, face lucrul acesta de câțiva ani și îl face foarte bine, contul creat fiind destinat exclusiv misiunii noastre. Deci, banii nu vor ajunge nici la noi, nici la spital, vor fi achiziționate toate materialele necesare pe baza listelor pe care le-am primit de la șefii de secție. Ce trebuie să facem? Trebuie doar să intrăm pe linkul care apare pe toate paginile de Facebook zilele acestea și să donăm cât considerați dumneavoastră că reușiți pentru ca să reușim să strângem cât mai curând suma necesară pentru achiziționarea de echipamente. Fiți și voi eroi pentru eroii noștri în halate albe din Botoșani. Faceți și voi scut pentru orașul vostru, faceți scut pentru Spitalul de Copii Botoșani. Linkul platformei pe care puteți dona îl găsiți pe paginile noastre de Facebook. Tot acolo vă putem răspunde la orice fel de întrebare. Tot ceea ce trebuie să facem la momentul acesta pentru comunitatea noastră este să fim oameni, pentru că și eroii au nevoie de ajutorul nostru. Până la această dată au donat pentru siguranța copiilor din Botoșani aproape 150 de mămici, tătici, tineri plecați în afară, care și-au petrecut copilăria la Botoșani, și medici care știu cel mai bine cât de vitale sunt aceste echipamente de protecție, mai ales la spitalul pentru copii.
Președinta Asociației Zi de Bine, Melania Medelanu, a anunțat că în curând va trimite la Spitalul de Pediatrie o parte dintre materiale.